Bărbatul în vârstă de aproximativ 30 de ani este divorțat de 4 luni. Seara trecută acesta i-a făcut fostei soții o vizită la serviciu. Pentru că femeia a refuzat să discute cu el, a recurs la un gest extrem și a intrat cu mașina direct în magazinul unde ea lucrează. Mâna, băiatul! Chiar dacă este o zonă destul de aglomerată, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Mașina a suferit însă avarii. Geamul magazinului s-a făcut țăndări. Cel mai probabil, daunele aduse vor fi suportate de către șoferul nervos. Nu, deocamdată nu. Am luat legătura cu reprezentantul magazinului. O să luăm o reclamație în acest sens. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiune de ultraj contra bunurilor moravuri, distrugere și amenințare. Femeia a fost șocată de gestul la care a recurs fostul ei soț. Acesta este cercetat acum pentru distrugere și ultraj.